Dumneavoastră își asumă cineva pe lângă domnul acest, Ciolacu. Cred că putem folosi termenul pus pe masă domnul profesor Nistor, acest dezastru, că pentru PSD să n-aibă candidat în turul 2, e totuși un dezastru. Își asumă cineva acest dezastru în afară de Marcel Ciolacu? Eu cred că da. În primul rând, Marcel Ciolacu și-a anunțat intenția. Din punctul meu de vedere, cred că după această ședință a Consiliului Național Politic vom avea și alte rezultate din perspectiva întrebării dumneavoastră. Însă, pentru mine, astăzi, dacă mă întrebați, este o perioadă extrem de complicată, cercetare, că nu ne dă foarte mult posibilitatea să facem atât de multe analize interne, pentru că avem alegeri parlamentare. Din punctul meu de vedere, cred că această ședință a Consiliului Național Politic trebuie să se termine cât mai repede și să renunțăm la ședințe, să intrăm în ceea ce așteptăm, pentru că dacă nu, vom avea surprize și la alegerile parlamentare. Punctul meu de vedere, săptămâna aceasta, Partidul Social Democrat nu are nevoie de prea multe ședințe, ci are nevoie de oameni în teritoriu să ne mobilizăm, primari, consilieri locali, tot ceea ce avem noi ca și activ de partid. Da. Astfel încât să nu mai surprindă ce... Și credeți că...